Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, sfătuiește populația să-și încheie asigurările obligatorii de locuință, deoarece legea trebuie respectată. Din punctul nostru de vedere, legea trebuie aplicată, legea spune clar că trebuie aceste asigurări făcute și propunem și rugăm cetățenii municipiului Suceava să facă astfel de asigurări, pentru că, vedeți și dumneavoastră, și vremea este destul de diferită în ultima perioadă și decât să riscăm să avem inundații sau cu tremure și să se vină la primărie să se ceară despăgubiri, mai bine să fie făcute aceste asigurări. Trebuie spus clar că aceste asigurări sunt centralizate la polul de asigurări împotriva dezastrelor, PAID, în prescurtare, și dumnealor îi transmit nouă baza de date. Harșovski anunță că verificarea se va face chiar la primărie, în momentul în care oamenii vor veni să-și dea dările. Acestea nu vor fi acceptate până când cetățenii nu vor dovedi că au aceste asigurări încheiate. Vă pot spune că nu vom face o vânătoare din acest moment împotriva celor care nu au asigurări încheiate, dar asta nu înseamnă că nu trebuie încheiate aceste asigurări. Cel mai sigur, în momentul de față, vă pot spune că atunci când persoana vine să-și plătească taxele și impozitele la primărie, li se va solicita să facă dovada că au încheiat această asigurare. În caz contrar, amenda este cuprinsă între 100 și 500 de lei, conform legii 260/2008. Se merge cu avertismente pentru început, dar sperăm să nu ajungem la amenzi și, dacă va fi nevoie, le vom aplica, pentru că pentru 10, respectiv 20 de euro, e bine să fim asigurați împotriva acestor dezastre. Persoanele care nu și-au încheiat încă aceste asigurări trebuie să știe că dacă au deja o asigurare care oferă protecție în caz de dezastre naturale, nu sunt nevoiți să încheie asigurarea obligatorie de 10 sau 20 de euro.